În perioada 29 noiembrie-2 decembrie, în scopul impunerii unui climat de siguranță rutieră în rândul participanților la trafic, Serviciul Rutier Suceava și formațiunile rutiere din cadrul polițiilor municipale și orășenești au organizat o acțiune punctuală pe linia combaterii excesului de viteză și a depășirilor neregulamentare. Cu această ocazie au fost aplicate peste 350 de sancțiuni contravenționale. Sancțiunile contravenționale aplicate au fost în valoare de 185.330 de lei, dintre care 240 pentru încălcarea regimului legal de viteză, 10 pentru depășiri neregulamentare și 125 alte abateri. De asemenea, au fost reținute 39 de permise de conducere, dintre care 23 pentru viteză, 10 pentru depășiri neregulamentare și 6 alte abateri și au fost retrase 11 certificate de matriculare. Pe data de 1 decembrie, ora 10:42 de minute, un bărbat de 36 de ani din județul Iași a fost înregistrat de aparatul radar din dotarea poliției în timp ce conducea autoturismul pe DN2E din comuna Cornuluncii, cu viteza de 115 km pe oră în localitate, limita fiind de 50 de km pe oră. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional și i s-a reținut permisul de conducere în vederea suspenderii pentru 90 de zile. Tot la această dată, un bărbat de 34 de ani din orașul Dolhasca a fost înregistrat de aparatul radar din dotarea poliției în timp ce conducea autoturismul pe DN2E în comuna Cornuluncii cu viteza de 104 km pe oră în localitate, limita fiind de 50 de km pe oră. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional și i s-a reținut permisul de conducere în vederea suspenderii pentru 90 de zile.